Bună dimineața, m-am trezit și eu într-un final. N-am mai vorbit cu voi de 3-5 zile. Nu vine să cred că n-am mai vorbit cu voi de atât de multe zile. Ideea e că am stat cu Taiga, l-am ajutat să împacheteze, să-și mai cumpere ce-i mai trebuie, una alta. Și uite așa au trecut zilele astea. Ieri a plecat, între timp a și ajuns în Japonia. Să știți că nu e așa nebunie mare prin aeroport cu coronavirus, cel puțin la Paris unde a avut el escală. Oamenii sunt super chill. Chiar super, super chill. În Japonia încă nu știu să vă zic foarte multe și nu știu să vă zic ce se întâmplă acolo și cât de panicați sunt oamenii, pentru că n-am apucat să vorbesc cu el, doar ce mi-a dat mesaj că a ajuns și se așteaptă bagajul și o să vorbim un pic mai încolo. Când ne-a trimis papi mesaj și ne-a trimis o poză cu el. Da, așa cu mască, pentru că poartă mască. Pentru orice eventualitate e bine să porți o mască. În Japonia au fost peste 200 de cazuri de coronavirus. Bine, dacă stai să te gândești, peste 200 de cazuri e un procent atât de mic. Atât de mic. E un virus, mami, care se întâmplă acum în lume. Un virus. Și vedem ce o să mai fie. O să vă țin la curent și cu ce se întâmplă în Japonia. Să-l pun pe Taiga să ne facă și câteva filmulețe. Mă cam oftică nu m-am dus cu el. Planul inițial era să plecăm noi doi, să o lăsăm pe Mira la mama mea. Dar am zis că nu o mai scot pe Mira de la grădiniță și o să încep și eu școala, da, pentru că este oficial. M-am înscris la un curs de design vestimentar pentru 5 luni, încep în luna martie. Sunt foarte încântată. Primul lucru de pe dream board-ul meu pe 2020 se întâmplă și se materializează, ceea ce e super, super, super. Doamne, deci îmi pierd așa ideile, trebuie să-mi termin cafeaua și să mai îmi fac o cafea, pentru că eu așa-mi încep dimineața, beau două cafele, iar apoi sunt fresh. Acum doar ce am terminat prima cafea, încă nu m-am trezit, încă nu m-am dezmeticit, nu știu ce se întâmplă în jurul meu. În seara asta merg la un eveniment cu Madi, trebuie să văd cu ce mă îmbrac, ce-mi fac la păr. Bine, la păr nu o să-mi fac cine știe ce, pentru că afară e urât, plouă și când e vremea asta, părul meu nu stă nici cum. Așa că o să-l las așa natural, ondulat, creț, o să mai bag mâna în el și îi fac așa cu apă și se așează. Deci când mă vedeți cu părul creț, ondulat, eu nu-i fac nimic. Pur și simplu îl aranjez din mână, pentru că ăsta e părul meu natural. Eu am părul semi-creț, să-i zic așa. Și cam asta o să fie pe ziua de astăzi. Nu știu cu ce mă îmbrac, o să vedem, trebuie să probez. Eu am un cap, o idee de outfit, dar e un outfit un pic cam casual, e un outfit așa de zi cu zi și parcă nu l-aș lua pe ăla. O să mai probez și o să mă gândesc, dar mai întâi trebuie să mă trezesc să-mi beau cafeaua. Asta face Mira acum, un puzzle cu Elsa și Anna. Și greu. E greu? Da. Dar știi să-l faci, nu? Nu, puțin, ha. Puțin? Hai să vedem. Să vedem. Mă chem când îl termini, ok? Da. Bine. Până acum, cred că varianta asta îmi place cel mai mult. Stai să vă arăt. Cam așa. Dar îmi place. E mai relaxed. Nu e nici o ținută plictisitoare. Nu e nici prea mult. Nu prea îmi place geanta, cum dă în toată combinația asta. Nu-mi dau seama dacă geanta sau cizmele sunt o problemă. Ideea e că mi-ar fi plăcut mai mult dacă fusta ar fi fost puțin mai scurtă. Hai că mai probăm și mai vedem. Dar asta este varianta numărul 1. Bine, numărul 3. Am 3 ținute până acum, dar doar ce am luat camera. Nu știu ce nu m-am gândit de la început să vă arăt. Dar mai probăm și vă arăt de acum încolo. Rămânem. Cum vi se pare ținuta asta? Bine, hai să mai probăm. Și asta e o a doua variantă, dar nu-mi place absolut deloc. Nu-mi plac cismele sunt în plus și parcă sunt prea serioase așa. Îmi place combinația asta de verde cu rochița albă, dar hai să mai provăm. Nu, asta este un mare nu. Cred că asta e look-ul final până la urmă. Am setul ăsta de la H&M, cismele de la Saint Laurent și asta a fost geanta lui Taiga, a fost pentru că i-am furat-o, e o geantă de la Saint Laurent. Îmi place la nebunie și hai să vă arăt puțin dezastru de aici. Cam așa arată biroul. Pe jos avem genți. Mai avem genți și aici, plus vorbesc cu Taiga, îi cer părerea, impresia să-mi spună dacă îi place outfitul meu sau nu. Și mai avem un dezastru, un mare dezastru și în dormitor. Ia uitați, am scos toate rochile, pentru că inițial voiam să-mi iau o rochie cu niște cisme și aia e, dar până la urmă m-am răzgândit. Dezastru?
Și în pat este dezastru, ia. Ce ne facem? Ce ne facem, mami? Cine a făcut dezastru ăsta? Mami. Mami a făcut dezastru ăsta? Nu eu. Nu tu? Nu-i dezastru tău? Nu. E dezastru lui mami? Da, că eu... Asta nu e camera mea, e camera ta. Și ce trebuie să fac? Trebuie să strâng, nu-i așa? Da, te ajut. Mă ajut tu? Bine, mulțumesc, ești tare drăguță. Și să zici unde să le pun, că acolo e prea plină. Da, știu, e o problemă. Trebuie să facă mami curat neapărat. Adică e dulap și în afis. Și în camera mea. Da, am haine peste tot, e așa? Da. Nu e bine. Nu e bine. Până și în camera ta am haine. Ce? Până și în camera ta am haine. În dulapul tău am băgat și acolo haine. Ale tale? Da. De ce? Pentru că nu mai am loc, nu mai am unde să le bag. Ai să le bag, poți să le bagi în camera, în, nu în camera ta, la în office. Da, o să facem. Că ai dulap acolo. Am un dulap mare, dar e plin și ăla, ce mă fac. Îi. De ce? Am prea multe haine, nu vezi? Ia uitați, cam așa merge până acum, aproape am terminat cu machiajul, nu vă uitați la sprâncenele mele, pentru că bineînțeles nu vor rămâne așa, dar mi-a ieșit eyelinerul. Mai am să aplic partea de jos a ochiului, să mă dau cu rimel, un pic de blush, un pic de contur și sunt gata. Părul, nu știu ce o să fac cu părul ăsta. Ai stins televizorul? Bravo, mami! Gata, ți s-a dus timpul? Îți place cum am machiat? Ia uite-te la mine! Da! Îți place? Ești cu mare! Hmm? Ești ca Madi machiaj. Sunt machiată ca Madi? Da. Mulțumesc. Asta înseamnă că mi-a ieșit bine, nu? Da. Foarte bine. Dai un pupic? Te iubesc. Trebuie să plec, sunt în mega, mega, mega întârziere. Nici nu mai am timp să-mi retușez un pic fața. Dar aia, asta sunt astăzi. Și mergem. Ne auzim de pe drum sau de la locație. Să-ți mă uit așa un pic. Așa, da, e ok. Acceptabil, nu? Da. Hai. Hai să mă încalc și să plecăm. You said that you needed me. Like a cargo, you will carry me. I just hope you know my depth. Vai, când ești așa de aproape de mine, am impresia că literally mă filmez pe dinți sau ce zic. Too much of emotions, soon as I'm the lighting, don't wanna pick a fight with it. Everything seems so good, I guess I can't help myself. La modul cel mai serios, nu cum vorbește toată lumea, oferim relaxare, nu știu ce, nu, asta chiar vă relaxează foarte tare. De cele mai multe ori, dacă veniți, dacă o să fiți vreodată prima sau ultima clientă, o să stingem luminile, aprindem cristalele Bohemia și ăsta, barisolul, face Adelin un masaj de va doarme aici, deci trebuie să veniți cu bateriile încărcate, că altfel vă treziți deja cu vopsite, așa. Așa. Siliconul ăsta este special pus aici ca să nu curgă apa pe haină și ca să stea cu gâtul foarte confortabil. Olguța, ești emoționată și eu. Tu? Eu sunt, rău. Nu, sunt obișnuită. Așa, iar... Adică, eu mă rece. Da. Aici facem de la vopsit, baleaj, highlights,
nu știu, tunzi vârfuri până la orice coafură nebună și de festival. Chiar în momentul în care o să vină perioada asta a festivalului, o să avem niște programe speciale destinate festivalului, unde vom face doar împletituri și doar fel și fel de nebunii. Bine, nu o să dureze foarte mult, pentru că în continuare clientele își doresc blondin de dive din astea, așa, uite, Manuela, te poftesc la un blond superbisim. Am nevoie de reprofundare. Că la ce frumos e părul ăla. De scurt. Sper să nu mă chinească. Nu fac cu slow motion, fac așa să vedem reacția. Să vedem cum te ieși. Eu n-am foarte multă forță, măi. Eu nu știu dacă ați pot. Să știi că noi eu nu încerc deloc. Nu. Avem nevoie de un ajutor. Stai, că avem... Nu, nici deloc. Da, mă, uite, nimic. A, nu, uite. Cred că trebuie să fac un pas. Am găsit un bărbat. Lasă că m-am descurcat eu. Nu știi tu să fii mașina salvat. Who's the man here? Bravo! Nota 10. Păi nu știu că toată lumea este... Papacu, n-am papacu, dar ce se întâmplă? Oh, gata, ne vedem! Am ajuns acasă! Da, nu mai pot de fric! Suntem aici! Hei! Bună! Te vezi mai bine, la mine nu prea se vede. De ce? Că nu trebuie să stai în lângă? Se vede. Bă, da, se vede. Ok, ok. Ne fric că suntem în picioare legale. Eu mi-am luat dress, dar... Uite ce dress drăguț am cu inimioare, vezi? Uite cât de fain e. Chiar e drăguț. Vreau și o dress-uri, ia să-mi iau și niște dress-uri. Vreau să iau un dress alb. Un dress alb vreau neapărat. Am eu un dress alb, doar cu picioare groase. Da, știu, ai singura problemă. Am ajuns acasă, o avem aici pe Bianca. A zis, stai să vorbesc și eu pe vlog. Deci te pun pe tine. Bună. Îl avem și pe Sergiu. Bună, boss. Ți-am făcut patul. Ești fii atent. Fii atent ce soră bună sunt. Doar de trei. Uite ce pat frumos ți-am făcut aici. Mulțumesc. Zi. Nu mai pot să mai le cuvintele de oboseală. Și o să obosesc. Ne-am străduit să-i punem 3 ore picături în nas Mirei. Asta a fost experiența voastră, nu? Da. Dar și l-a pus până la urmă, nu? Pentru că ea a zis că îi citește Sergiu două povești și îi dă un actimel. Cum se numește? Danonino. Danonino. Știe Sergiu. A profitat de voi Mira la maxim, la maxim. Bune că a profitat. A fost nevoie de șantaj. Adică din partea ei, față de noi. Chiar a profitat de voi, nu-mi vine să cred. Da. A zis că o să-și pună naș, o să fie cuvinte. Eu cred că tu ai citit și mai multe povești, că au trecut vreo... Deci te-ai dus la 9:30 și te-ai întors la 11 fără. Da? Da. Cine? Serios? Pe bune? De asta am zis la 10:30, hai Sergiu. Și era o poveste scurtă. Te uiți și tu la un film cu mine? Da. Hai, te rog. Hai, te rog. Nu. Nu e de la un film frumos? Nu. Aseară m-a șantajat. Știu cu cine seamănă Mira acum. Bă, și doar? Da. Unde vă uitați la film? Ne uităm în dormitor pe laptop. All types. Cu sufragerie e camera lui Sergiu. Am nevoie de întuneric. Te uiți la un film cu mine, te rog eu frumos. E cea mai bună verișoară. Uite, vezi, așa făcea și aseară. Te iubesc, da? Și vezi? Vreau să ne uităm la un film. A venit la 3 la mine, lângă mine și mi-a zis, te iubesc, te mai uiți la un film? Da, aia sunt eu. Hai, ne uităm la un film, tot de la Stephen King. Ce film ai văzut de la Stephen King? Am văzut un film făcut Gerard's după King. O carte de la Stephen King. Păi știu că el scrie cărți. Da. Să face carte, asta vezi. După cum? Gerald's Game. Așa. Cum? Games Game. Gerald's Game. E bun? A fost foarte interesant, da. Dar e mai bun In the Grass. Mi-a zis Eddie că a fost plictisitor In the Grass, că noi am văzut Triangle și că e același plot. Ca la Triangle. Eu n-am văzut Triangle. Aia înseamnă că de aia. Vreau și eu să mă uit la Triangle. Ne uităm la Triangle în seara asta? Dar nu e pe Netflix. Dar îl găsim că ne uităm de pe laptop. Ia uzi, măi, ce chestie. Stăm frumos în pat. Nu am popcorn în casă, dar luăm snack-urile Mirei și ne uităm la film. Uite, luăm și o bere de pe masă. Bere nu beau, că am băut Prosecco în seara asta și nu le combin. Bere, că am băut... Dar hai să ne uităm. Ce zici? Bună.
Refuz. Triangle, ai zis că se numește? Refuz, este ora 11 și 10, nu mă da, mai da, păi ne băgăm la somn, deci la 1, eu la ora perfect. Asta dormeam de o oră și 5 minute. Și atunci la cât pleci mâine? La ora asta dormeam de la 8 seara. Ce bataie sunt și eu și tu. Pe la 8 dimineața. 8 pleci? Mă trezești pe mine când pleci? Deci asta mi-a zis și mie astăzi, s-a trezit la 3. S-a trezit? Nu m-a trezit, nu m-ai trezit. N-ai depus efort să mă trezești, n-ai trimis-o pe Mira să mă trezească, normal că nu m-am trezit. M-ați lăsat să dorm. A venit și a țopăit pe mine la 8 jumate și până la urmă am dat jos pe la 9 din pat. Mira, și... nu? Da, da. Eu i-am luat un ceas, o alarmă care fuge când sună, dar nu-l folosești. Știu, am văzut la vlog. La vlog, mă. Da, verișoara mea știe tot ce fac de pe vloguri. De fiecare dată când ne întâlnim, știi că încearcă da. Să-mi povestească ceva. Și eu zic, da, știu. Și eu zic, deci, de unde zic că de pe vlog? Trebuie să-i dau blog de pe YouTube meu. Că nu mai am ce să-i zic, că știe tot. Efectiv știe tot. Da, sorry, păi nu știu cum să pun alarma aia. Trebuie să mă înveți să o programez, să o setesc. Deci, gata. Am deci, făcut plan. Atenți, în seara ne asta ne uităm la nicio... film. Nu ne uităm, vă zic ba, eu planul, ne facem nani. Nu facem nici nani. Deci eu o să-mi iau un iaurt și o banană, o să mănânc ceva, că n-am mâncat mai nimic toată ziua. Dar aș dori și o pizza și... Nu mâncăm pizza, domnule. Madi mănâncă pizza la ora asta. Mă duc până la Madi. Hai, du-te. Eu te aștept cu film. Și cu iaurtul și banana. Așa, Sergiu, deci mâine dimineață mă trezești pe mine înainte să pleci, te rog. Și da, în seara asta mă demachez și ne uităm la film. Da. Nu o să scap. Da, da. Nu o să scape. Da, da. Ne uităm la film. Da. Movie time. Da, știu, dar tu ai job mâine. Și eu mă duc la job mâine. Tu te duci la școală. Ce ai de la 10 la 12? Nu așa că poți să stai acasă. Mă duc de la 12 la 4. Am mințit că nu mai vreau să mai stau trez. Serios? Da. Deci nu cred. A, deci putem să băgăm un film în seara asta fără probleme. Fii atent. Voi, nu știu dacă știți voi, dar aseară mi-a spus să stau cu ea până își usucă părul și am stat până la 2-3 și după a venit lângă mine și mi-a spus că mi-a uitat la un film. Nu e legal ce se întâmplă. E ne-ok. Eu sunt Eia Ikeda și... și bine ați revenit pe canal. Și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Ami, vinoză, mă, ei. Stați puțin că trebuie să negociez când aici da. Și revin. Revin, da? Negociez și ne auzim cel mai probabil din film de la, din pad de la film. Bună dimineața, bună dimineața, cineva s-a trezit. Ce faci, mami, cu prosopul în brațe? A căzut de acolo? Da. Da? Voi, ce drăguță e. Uitați-vă la ea. Mi-era cu prosopul în brațe. Ești cam amuzantă. M-am trezit cu greu într-un final. Bine, m-a trezit Mira, era un pic supărată că nu mai e nici Bianca, nu mai e nici Sergiu, au plecat, Sergiu s-a dus la muncă, Bianca s-a dus la școală și Mira era tare supărată în dimineața asta. Dar am mai stat un pic împătuți, ne-am iubit. M-am trezit și am venit nimic și m-a surprins. Te-a surprins? Da. Faptul că nu era nimeni aici? Da? Da. Și... Și Lucy se uita și, la mine. Și în seara, în seara asta, nu în seara asta, cum? Mami. În această dimineață Mami. O să o desfacem pe Lucy. Lucy... Vezi să-ți arăt ce face? Ce face Lucy? Ia să vedem. Oh, ce drăguță e! Da, pentru că Mira se simte mai bine și am promis că în momentul în care se va simți mai bine, o să o desfacem pe Lucy, așa că vă dați seama că nu mai are răbdare. Chiar acum o să o desfacem pe Lucy. Aproape a trecut ziua de azi, iar eu nu prea am vorbit cu voi, dar uitați ce se întâmplă aici, pe canapea. Bine, canapeaua pat, pentru că am transformat-o în pat pentru Sergiu. E mare, mare dezastru. Ne-am jucat! Am desfăcut-o pe Lucy și e copilul nostru acum, nu-i așa, mami? Da. Și am avut grijă de ea.
Da. Și e foarte cuminte și ne ascultă. A fost super fun astăzi și Mira a stat de a machiat păpușile. A făcut un pic dezastru pe măsuța mea de machiaje, dar e ok. Mami nu se supără atât de ușor, nu-i așa? Da. S-a supărat, dar mami? Dar când fac prostii. Da? Ce fel de prostii? Slapping. Da, slapping is not good. Yeah, that's bad. Ce mai faci tu rău? Că nu prea faci lucruri rele. Cam atât. Când arunci jucările. Da, și asta e destul de rău. Mai aduci o păpușă? De ce, o machiezi și pe aia? Da. Mai machiezi o păpușă? Da. Nu vrei să-mi arunci mie pe Elena? Hai să vedem cum ai machiat-o. Ia, hai să vedem ce a ieșit. Ia. Oh, wow, ia uitați. Cum am machiat-o pe Elena? Prezinte, mami, ce ai făcut aici? Ce ai făcut? I-am machiat-o. Ai machiat-o? Da. Acum... Ai dat-o cu ruj? Da. Și cu ce ai mai dat-o? Cu farduri? Da. Da? I-ai făcut și sprâncenele? Da. Că așa pare. Ideea e că noi suntem în continuare în arest la domiciliu. Acum pentru că Mira încă nu are voie să iasă din casă. Ea s-a făcut bine, febră nu mai face, de tușit mai tușește un pic, dar ideea e că după o așa gripă are sistemul imunitar la pământ. Tocmai ăsta e și motivul pentru care noi ne-am hotărât ca în weekend să rămânem în București, o să stăm cu mințele în casă, nu o să ieșim. Săptămâna viitoare încă nu se duce la grădiniță, cel puțin până miercuri o să o țin acasă, poate joi și vineri să reînceapă să meargă la grădiș, să reintre în colectivitate. Da, mami, ți-l dau ție și pe ăla. Dar doar pentru păpuși, da? Da, da. Și ideea e că dacă se va duce joi și vineri, o să o las doar câteva ore. O las așa, ușor, treptat. Te machiez, mami. Te machiez? Nu pe tine. Pe păpușă, ți-am zis că nu e pentru tine. Nu, trebuie să-ți cumpăr niște pensule și niște machiaje speciale pentru copii. I-am dat paleta asta pe care eu nu o mai folosesc să-și machieze păpușile. Este o paletă de la Too Faced, cred că de acum 2 ani, din colecția de Crăciun. Și a fost tare, tare fericită. I-am dat și o pensulă și un burețel are aici pentru păpuși. Ce mai e, mami? Asta nici nu știu ce e. Ceva din Japonia pentru ochi, un fel de gloss pentru ochi, da. Vedeți că am descoperit ce e. Și o pensulă. Asta e o pensulă de la Kylie Cosmetics, care mie nu prea mi-a plăcut, că e destul de aspră și parcă te zgârie de fiecare dată. Opa, ce a zburat! Parcă te zgârie de fiecare mami, dată când blenduiești, da. Ce din greșeală, mami, îmi pare rău. Mă scuzi? Îl iau imediat, stai așa, opa, așa. Da, și ideea e că o să fim cam cu mințele în casă. Vreau să vă arăt neapărat ce mi-am luat de la Zara, dar cred că o să facem asta după ce se bagă Mira la somn. Acum mai stăm, ne uităm puțin la televizor, o să mâncăm ceva de seară, o să mâncăm paste. Am făcut la prânz paste, nu v-am mai arătat, pentru că am făcut ceva rapid, 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 cu cărniță, un sos de roșii, sare, piper, rapid și bun. A ieșit chiar bun. Mira e nebunită după pastele făcute de mami, tocmai asta mi-a și zis. Mami, vreau paste făcute de tine, că sunt cele mai bune. Așa mi-a zis. Vă dați seama că a crescut cu inima în mine. Dar cum ai zis? Am zis, vreau pasta, mami. Și ce ai mai zis după aceea? Vreau măgura și pasta. Și pasta făcută de mine sau de cumpărat? De făcut de tine. De ce vrei pasta făcută de mine? De ce că e pasta bun. Că e bun? Da. Așa ai zis? Mhm. V-am zis eu că asta a zis. A fost așa drăguță și m-am pus pe făcut de paste. Dacă fata mea a vrut paste, am făcut paste. Și chiar am avut o zi de leneveală și o să continuăm cu un weekend de leneveală. Bună dimineața, m-am trezit și eu într-un final. Aseară n-am mai vorbit cu voi pentru că m-am băgat să mă uit la un film cu Sergiu și acolo am adormit la film. Nu știu ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, cum s-a terminat. Ideea e alta. Ideea e că eu v-am promis că vă arăt mi-o de la Zara și nu știu dacă să fac asta în acest clip sau dacă să facem un haul pentru luni, să facem un haul ca la carte, să-și probez și toate bune și frumoase. Ținând cont de faptul că reducerile vor mai fi doar săptămâna viitoare, poate ar trebui doar să vi le arăt acum rapid, pac, pac și gata, vă faceți voi o idee ce mi-am luat, cum mi-am luat. Tot întrebat de brățările mele Pandora. Hai să începem cu prima mea brățară. O brățară pe care am primit-o cadou de la Taiga. O brățară pe care mi-a luat-o fix după ce s-a născut Mira.
Înainte de ziua mea, înainte ca eu să împlinesc vârsta de 22 de ani, înseamnă că o am de mai bine de 4 ani. Din câte vedeți, a ales toate charmurile. Nu am mai adăugat niciun charm pe această brățară, am lăsat-o fix așa cum a gândit-o el. Și mi-a adăugat multe charmuri cu floricele, pentru că eu sunt înnebunită după Sakura. Și de aceea a zis, ok, hai că o fac așa cu floricele și o perlă, pentru că i-a plăcut cum dădea acolo, stai că nu se focusează. Așa. Uite. Avem charmuri cu floricele. Asta e semnătura lui. Un porcușor! Da. Minunată. Pum. Cea de-a doua brățară e o brățară pe care mi-am luat-o eu de la Tokyo Disneyland. Nu reușesc să o dau jos de la mână, vă arăt așa. În principiu aici am charmuri de la Disneyland și charmuri care au legătură cu ce am făcut noi. De exemplu, am aici turnul Eiffel, mi l-am luat din Paris. Mai am aici o inimioară pe care am primit-o cadou de la verișoarele mele. Aici e Alice în cănuță, pentru că tot timpul când mergem la Disneyland ne dăm în cănuțele astea. Apoi am așa mini cordeluța lui Minnie Mouse, pentru că, din nou, de fiecare dată când mergem la Disney ne luăm cordeluțe. V-am zis că am are treabă cu Disney și Disneyland. Apoi aici se închide brățara cu Tokyo Disneyland, cred că scrie, să scrie doar Disneyland, nici nu văd ce scrie, sincer, Disneyland Parks scrie. Și aici avem tot așa, cu Mickey și Minnie, pe asta mi-a ales o Mira, charmul ăsta dublu, așa, și un alt Minnie Mouse. Aici am mai puține, trebuie să-mi mai cumpăr, dar am zis că o să o fac așa mai cu Disney, pentru că atunci când Mira o să se facă mare, o să-i o dau ei pe aceasta. Ăsta e planul, vedem ce o să se mai întâmple. Și astea sunt brățările mele Pandora. Trebuie să-mi o pun înapoi la mână și pe cealaltă. Ideea e că nu am foarte multe charmuri. Toate charmurile pe care le-am la mână. Și eu nu-mi dau jos brățările de la mână. Nu le dau jos când intru la baie, nu le dau jos la mare, nu le dau jos când spăl vase, nu le dau jos niciodată. Cel puțin pe aceasta pot spune că o am de 4 ani de zile la mână, pentru că nu am dat-o jos de când am primit-o. Hai că vă arăt așa să vă faceți cât de cât o idee. Avem aici o roche de la Zara. Este o roche pe care, bine, toate hainele sunt de la Zara. Este o roche pe care mi-a ales-o Taiga și el este nebunit și după materialul ăsta. Și ție îți place? O văd purtată cu o pereche de pantofi pe alb. Iar ăsta e un sacou care mie mi-a plăcut la nebunie. Mi este un pic mare pentru că este mărimea S și el oricum este făcut XS e mărimea mea, mami. Iar acest sacou e făcut să pară un pic mare la umeri. Și S. Știu, S sunt în Japonia. Îmi place la nebunie, îmi place culoarea. Nu prea se vede culoarea reală pe video. Mami! Știu, sigur că am văzut ceva de genul și la Dea Codrea pe Instagram. Și chiar mi-a plăcut cum venea. Pe acesta l-am luat cu 40 de lei. La fel și rochița. Iar aici avem două rochițe fix la fel. Modelul ce diferă. Să mergem cam o sirenă așa. Da? Da? E o rochiță de sirenă, așa crezi tu? Și asta, care asta. Da, ideea e că mi-am luat mărimea M pentru că mi-a plăcut tare mult cum se așează și mărimea S mi-ar fi fost mult prea scurtă. Rochile sunt dintr-un material tare. Știți că cred că o să le mai găsiți în magazinul Zara pentru că aveau foarte, foarte multe. Vedeți că mie personal mi-a plăcut atât de mult această rochie încât a trebuit să-mi iau două. Mai aveau și pe un animal print, dar am zis că nu mai îmi cumpăr haine cu animal print pentru că am prea multe în momentul de față. Asta e o roche care îmi vine puțin mai mare pentru că este XL, dar ideea e că având acest guler, și mie îmi place rochița asta, dar mi-e mare, trebuie să o scurtez. Gulerul îmi ascunde umărul și asta e un lucru super important pentru că nu se vede că am umărul căzut. Doar lungimea să o mai scurtez și în rest vine așa foarte feminină și pare că așa e ea, mai largă și bufantă. Chiar mi-a plăcut foarte mult, nu cred că vă dați voi seama de prea multe. Mira a mai adus o serie de haine aici, aici avem ce mi-am comandat online. Și acum trecem la topuri, hai să vă arăt mai întâi topurile astea satinate, mi-au plăcut la nebunie. Și mie îmi place, dar singura problemă e că l-am cumpărat din magazin pătat cu fond de ten. La fel am pățit și cu cel pe alb, bine că astea două din nou sunt fix la fel.
doar culoarea ce diferă. Mi se par foarte versatile tipul acesta de topuri și sunt în trend acum. Dar sper să reușesc să scot eu fondul de ten de aici. Nu m-am îndurat, am zis ok, hai că le dau o șansă. Până la urmă a fost 30 de lei un top și sper să reușesc să scot fondul de ten de pe ele. Ideea e că dacă țin eu bine minte, parcă fondul de ten ieșea destul de rapid. Apoi o să vă arăt un top care e așa semi-transparent, dar pe acesta îl port fie peste tricou, fie peste o maletă și topul meu preferat, crop topul meu preferat. Îmi place topul ăsta la nebunie, la nebunie, la nebunie. Bine, îmi place culoarea pentru că este fix mauve-ul meu preferat, nu prea se vede pe video. Pe video bate un pic spre albastru, dar culoarea în realitate este pe un mauve. Uite, până și unghiile sunt asortate astăzi. Chiar mult de tot îmi place acest top și vine bine, chiar vine bine. Mai avem două perechi de pantaloni scurți, aceștia sunt preferații mei, aceștia cu snake print, nu știu ce să zic, eu am ce am cu printurile animaliere, tocmai de aceea cam strâng tot ce găsesc cu snake print, cu leopard print și așa mai departe. Un crop top îmbulinat, pe acesta încă nu l-am probat. Cred că vine un pic lărguț și se strânge în talie, sau cel puțin așa ar trebui să vină. Și produsul meu preferat, din tot ce mi-am luat de la Zara, ăsta e produsul care mie personal îmi place la nebunie. Îmi place că avem aici niște pernuțe, ia uitați, și se așează foarte bine la umeri. Acum problema ar fi că avem un decolteu foarte mare și dacă nu prinzi cu bandă dublu adezivă, atunci se vede tot ce n-ar trebui să se vadă. Și în partea de jos avem un volan și e pus pe un elastic. Acest elastic vine fix pe șold și se așează foarte frumos. Văd topul ăsta purtat cu o pereche de balerini, blugi, ceva simplu și totodată foarte, foarte de impact. Plus culoarea. Culoarea asta. Doamne, mor după culoarea asta. Noua mea obsesie. Și ție-ți place? O altă roche, care e un pic cam lungă. Ia uitați cât mai e. Ideea e că ai un elastic aici în talie și în principiu atunci când o porți, o ridici puțin din talie. Așa ceva. Și o întorci, iar apoi rochea o să-ți vină undeva până la genunchi. Dar oricum cred că o să scurtez rochița asta, pentru că îmi place foarte mult partea de sus, dar o văd purtată cu sandale gladiator. Așa că acele sandale gladiator care îmi vin până la genunchi s-ar potrivi de minune cu o roche un pic mai scurtă. De aceea această roche va fi scurtată, cu siguranță va fi scurtată. Un alt top drăgălaș cu paiete, am ce am cu paietele și cu mauve-ul sezonul ăsta. Din nou un top care este un pic mult prea decoltat. Dacă avem bandă dublu adezivă în casă, suntem salvați, salvate. La nebunie mi-a plăcut și acesta, din nou încă nu l-am probat, nu știu să vă zic prea multe, nu știu să vă zic cum se așează, dar materialul e fix la fel ca la topul auriu. Din nou un top ușor transparent. Avem și fustă pantaloni, așa din denim, sau așa cu animal print, bineînțeles, animal print. Ăștia cu animal print sunt preferații mei, momentan. Scortul ăsta, nu știu dacă îmi place sau nu-mi place, parcă mă face să par un pic cam mare în partea de jos. Asta am simțit eu atunci când i-am probat, o să mă mai joc puțin cu ei și o să vedem exact dacă este doar în capul meu sau nu. Și mai avem aici o cămașă. O cămașă, o cămașă. O cămașă, o cămașă. Culoarea mi-a plăcut. Este un roz care bate ușor spre portocaliu. Nu știu dacă se vede culoarea reală în video sau nu. Mami. Ia uitați. O cămașă cât se poate de simplă. O cămașă pe care o poți lua chiar și cu acești pantaloni. Această fustă pantaloni. Ia uitați. Ți-ai făcut outfit. Da, și cu pantalonii ar putea să meargă. Ia să vedem. Ai tu dreptate? Chiar ai dreptate. Ia uite ce bine dă. Super, super. O cămașă simplă pentru că am zis că o să încep să adun mai multe cămăși. Nu mă întrebați de ce, da. Cămăși, cămăși, cămăși. Da, o cămașă, două cămăși, mami. Și vreau să am așa cămăși pe mai multe culori, pentru că momentan am doar cămăși albe și negre. Ce ți-ai făcut la ochi? Te-ai machiat? Da. Ia stai să văd. Închide ochi. Wow! Asta ai făcut tu în dimineața asta? Da? Ai fost ocupată? Da, da, da. Că ai zis da! Ne vedem data viitoare! Pa! Pa! Pa!